A rămas puțin până la sfârșitul acestui an. Este ocazia pentru noi să înțelegem ce am făcut până acum, ce ne rămâne de făcut și în ce măsură ne mai putem încadra în zilele acestea puține de până la sfârșitul lui 2023. Nu ne putem gândi la un îndrumător mai bun decât Alina Bădic. Îți mulțumesc foarte mult, Alina. mă bucur Mare mult să te aud, Laura. Și ai pentru noi niște sfaturi foarte interesante astăzi, sunt mai mult decât sfaturi, sunt îndrumări, ne vorbești despre zilele pe care le-am putea valoriza, pe care le-am putea fructifica, zilele în care am putea să colaborăm cu Universul, că poate fi de partea noastră, adică zilele portal până la sfârșitul anului 2023. Te ascultăm! Mulțumesc mult de tot, Laura, pentru invitație. Într-adevăr, sunt zile de mare forță. Avem câteva zile, o să vorbim astăzi despre ele. Așa le numim noi portal. Practic, sunt porți către Univers pentru că în aceste zile energia este puțin mai condensată. Planetele fac anumite aspecte care, înțelese, sigur că da, întâi înțelese și după a acționat în sensul lor energetic, pot aduce mari beneficii. Spre exemplu, astăzi este o zi foarte puternică, poate nu chiar cea mai puternică de până la sfârșitul anului, dar puternică de ce? De câte ori avem într-un semn puternic în sine. Toate semnele sunt puternice, în felul, uh, sunt puternice în felul lor, dar astăzi este o zi deosebită pentru că Marte este conjunct cu uh, soarele în semnul scorpionului, acolo unde Marte este co-guvernator și sunt opuse cu Uranus. Asta ce înseamnă? Mai fac și o quadratură cu Saturn. Înseamnă că este o zi conflictuală, este o zi delicată din punct de vedere al armoniei și totuși o zi foarte puternică dacă vrem să facem ceva constructiv. Cu mențiunea că ar trebui să ne sustragem de la uh, conflictele care vor apărea. Conflictele nu sunt de mare amvergură, pentru că de obicei pe Marte Soare nu sunt conflicte foarte mari, dar totuși sunt suficient de semnificative încât să ne poată abate de la drumul nostru. Uh -huh. Se spune că oamenii care au reușit în viață indiferent în ce domeniu, sunt persoane care, oamenii de succes să spunem așa, sunt persoane care știu ce să facă cu aceste energii. Unii o fac chiar dacă nu au acces la astrologie sau la alte științe uh, sau arte divinatorii, o fac pentru că este în ei. Și știu pur și simplu, știu ei de la mama natură cum să folosească energia unei zile. Simt, astăzi este momentul să trec la acțiune, astăzi este momentul să fiu mai melancolic și așa mai departe. Ca atare, este important să știm și, și cum să lucrăm cu energia solară, și cu energia lunară, și cu uh, zilele în care avem uh, portal pentru că este eclipsă, sau lună nouă, sau lună plină, sau nu neapărat, și alte aspecte pozitive sau negative între planete. Deci, revenind astăzi, este o zi puternică pentru că, deși este conflictuală, Pluto și Neptun sunt perfect aspectate, adică poți să construiești chiar din conflict. De aceea este interesant, pentru că dacă reușești să te ridici deasupra, deasupra conflictului, poți să faci lucruri foarte uh, interesante. O altă zi portală este data de 27 noiembrie. Pe 27 noiembrie avem o lună plină pe axa uh, Gemeni Săgetător, pe gradul 4. Uh, o lună plină care este specială de ce? De, de obicei, dacă avem lună plină pe uh, semne mutabile, este vorba despre o karmă de ignoranță. Trebuie să analizăm în jurul datei de 27 noiembrie ce am ignorat. Contează foarte mult și pe ce case astrale are loc luna plină în uh, harta natală, adică luna și soarele pe ce case se găsesc în harta noastră din naștere. Uh, și 27 noiembrie, de ce este o zi portal? Se menține conjuncția Marte-Soare. Uh, ca atare avem potențial energetic. Mm? Deci ar fi culmea într-o zi portal în care este energie din plin, noi să stăm letargici. Mm -hmm. uh, o zi foarte puternică pentru cei care vor să construiască, să investească. Să pună la punct un proiect, să se lanseze în ceva, paradoxal, acest sfârșit de an este foarte bun pentru cei care vor să inițieze lucruri, pentru că este o energie foarte puternică. Deși este sfârșit de an. Zile portal pentru întotdeauna. Că tentația oamenilor da. este, o las, lumea pleacă în vacanță, o las pentru ianuarie. Exact. Nu, spui că este o situație nu atipică este, acum. Nu. Este o perioadă uh, destul de puternică pentru a acționa. De exemplu, acum, sigur. Sărbătorile sunt sărbători, zile în care nu se muncește și așa mai departe, dar este un decembrie mai atipic anul acesta, în sensul că ideal ar fi să cam punem țara la cale pentru anul ce urmează, pentru că trebuie să avem niște concluzii. Anul n-a fost nici de cum ușor, și filozofic, și constructiv, și energetic. Trebuie să ne gândim exact cam unde, unde ne situăm. Și această dată de 27 noiembrie, este puternică și pentru că ea vine și pe un potențial emoțional foarte puternic. Deci, energia emoțională este la locul ei. Venus este în domiciliul luna, este și ea bine aspectată cu Pluto cu, um, um, și într-un semn destul de special în Gemeni, pe un grad agresiv oarecum, dar totuși, dacă vom avea discuțiile potrivite pe 27 noiembrie, s-ar putea să ajungem la niște concluzii foarte puternice. Cei care știu să folosească energia planetelor, Uh, vor avea surpriza să reușească să facă lucruri de mare forță într-un timp scurt. Este o perioadă în care avem acces la acest gen de energie. Adică dacă nu mai este ca altă dată în care, nu știu, erau dăți în care trebuia chiar să muncești foarte mult pentru o realizare. Acum energia este de așa natură și am tot spus este destul de accelerată încât poți să rezolvi multe lucruri într-un timp scurt, dar trebuie, este foarte important să fii pe direcția corectă din punct de vedere energetic. Um, un alt moment foarte puternic uh, din punct de vedere al aspectelor astrale este data de 13 decembrie. Pe 13 decembrie avem o superbă lună nouă, evident în semnul săgetătorului, pe gradul 21 săgetător. Și care ar fi specificul acestei zile? Nu știu dacă ți s-a întâmplat uh, la ora să fie zile în care simți că vrei să faci ceva, dar totuși să nu poți să te duci exact pe vibrația pe care o simți. Cred că ni se întâmplă tuturor. Asta. Și creează un mare sentiment de frustrare. Da. Este o zi specială. Ea vine cu o forță deosebită pe idei, pe creativitate. Uh -huh. Avem un Uranus foarte puternic pe această lună nouă. Ca atare ar fi important să lansăm o intenție în Univers. Sau, așa e puțin banalizată luna nouă cu pusul dorințelor, nu neapărat să-ți pui o dorință poți să-ți spui o dorință care nu are nicio legătură cu destinul tău. Destinul tău. Uh -huh. uh, nu să-ți spui o dorință, ci să te gândești la ce ai fi bun, ce ai putea tu să faci, ceva nou, care să te restructureze, pentru că acum e un restart extraordinar, uh, și sfârșit de noiembrie și toată luna decembrie. Și faptul că luna nouă are loc pe al treilea decan de săgetător, în continuare pe conjuncție cu Marte, uh, ne favorizează pentru că energia este atât de alertă încât ar fi chiar imposibil să nu-ți dai seama ce vrei. Poate unora li se pare banal, cum adică să nu știu ce vreau. Dar da, cel mai mare mm. eșec al nostru în această perioadă este acela că de multe ori nu știm ce vrem mm -hmm. și ne ducem pe zone care nu au legătură cu destinul nostru. Există foarte multe, spuneam eu, puncte de cotitură, puncte de armonizare în destinul nostru, pe care dacă le simți și știi cum să le folosești energia, ești foarte câștigat. De exemplu, astăzi, dacă întrebi pe cineva tu cam care crezi că ar fi fost astăzi destinul tău? Ce ar fi trebuit să faci? Uh -huh. Vom fi surprinși să vedem că dacă le analizăm astrogramele, foarte multe persoane fac exact opusul la ceea ce ar trebui să facă. Și atunci apar tot felul de lucruri care nu le ies cum trebuie. Apar o stare de nervozitate, pentru că tu, de fapt, știi energetic că n-ai făcut ce a trebuit în ziua respectivă. Și atunci poate n-ar strica să consacrăm așa 10 minute seara înainte de culcare să ne gândim oare ce ar fi bine mâine să fac sau poate ce am greșit astăzi. Că este important. Chiar și stările de enervare care nu își mai au sensul după ce s-a întâmplat ceva sunt necâștigătoare total pentru că nu fac decât să te epuizeze energetic. Este un an foarte bun pentru a te gândi la un ideal, la acest sfârșit de an. Neptun este atât de bine aspectat încât dacă avem o... tot la dorință ajungem, dacă avem o dorință sau dacă totuși avem ceva ce nu s-a împlinit, este interesant să o gândim acum la acest sfârșit de an. Și ultima zi a anului este zi portal întotdeauna. Prima zi a unei luni este considerată astrograma într-un fel a lunii respective, chiar dacă după aceea vin alte zile cu alte aspecte. Dar este foarte, foarte important să ne gândim în prima zi a unei luni, indiferent de lună oarecum la toată organizarea de pe parcursul lunii respective. Chiar și pentru ianuarie, când probabil pentru oamenii. Pentru ianuarie da, pentru ianuarie în mod cu totul și cu totul special. Este uh, o zi foarte puternică și foarte specială. Uh, o altă zi portal este data de 27 decembrie, avem o uh, lună plină pe gradul 5 uh, Capricorn, 5 Rac, cu soarele pe gradul 5 Capricorn și luna pe gradul 5 Rac. De ce este zi portal? Pe lângă faptul că luna este în domiciliu, ea este atât de puternică aspectată, încât pe 27 decembrie, doar dacă ne lăsăm duși așa de val, cum se spune, energia emoțională o să ne dirigeze și o să ne spune exact care sunt persoanele lângă care ar fi bine să ne aflăm, ce gen de activități ne-ar face bine. Mai mult decât atât, ne ajută foarte mult și apropierea lui Mercur de Marte pentru că pe semn de foc în pentru că sunt tot felul de persoane care ne doresc compania și vom vedea că cu toții vom fi destul de ne vom intersecta cu multă lume și din toate aceste intersecții vom culege lucruri interesante și importante. Și este o zi în care este foarte bine să ai un fel de orar, să știi exact Acum este bine să extrag, nu știu, o informație din, nu știu, ceva ce mi se întâmplă. După aceea este bine să fiu foarte uh, alert pentru că voi rezolva lucrurile mai bine. Foarte periculos va fi, foarte periculos. Neplăcut din punct de vedere energetic ar fi pe data de 27 decembrie să avem stări de angoasă, mm. de melancolie sau de letargie pentru că nu sunt deloc uh, productive. Este o zi care ar trebui folosită pentru a face tot felul de legături cu persoane cu care putem colabora în viitorul apropiat. Din acest punct de vedere este foarte puternică. Pentru că vorbeai despre punctele de cotitură ale destinului, ele se pot înregistra și în zilele în care nu suntem susținuți de univers, adică, sau aceste puncte de cotitură se întâmplă în zile portale în general. Aceste puncte de cotitură apar în destinul fiecăruia în funcție de intersecția dintre pozițiile planetelor într un anumit moment uh -huh. și planetele lui din astrograma natală. De exemplu, astăzi poate fi o zi tragică pentru cineva sau o zi uh -huh. norocoasă pentru altcineva. Dar, în principiu, aceste puncte de cotitură într adevăr se pot sesiza de către astrolog, de către astrolog, în funcție de suprapunerea planetelor într un anumit moment cu harta natală a persoanei respective. Sfârșitul de an, perioadă de reflecție, de retrospecție, în fine, de analiză, dar spunea Alina că un sfârșit de an este încărcat cu, să mă rog, asta înțeleg eu, e încărcat cu modelul comportamentului nostru de peste an. Correct. Și când se termină, oamenii spun, ar fi cazul să schimb ceva n-am făcut analizând cum a decurs sau analizându-se pe sine în anul respectiv, poate această dorință de a schimba ceva în sine să, să fie mai pregnantă, mai persistentă la sfârșitul anului? Da, putem face orice la sfârșitul acestui an. Orice. Să ne distrăm, să ne întâlnim cu prietenii, să călătorim. Dar dacă nu vom face cu Saturn și Neptun în semnul peștilor. Nici nu le-am mai amintit astăzi, pentru că cred că am vorbit prea mult și în exces despre ele, dar asta înseamnă o conexiune cu Divinitatea foarte puternică. Dacă nu vom face o analiză a ceea ce am făcut pe tot parcursul anului, mai exact, unde au fost momentele de cumpănă, unde s-a greșit, unde ar trebui totuși să mai greșim încă și mai putem corecta, care sunt punctele de forță, care ne sunt slăbiciunile, la ce slăbiciuni vicii am renunțat, la ce slăbiciuni vicii mai trebuie să renunțăm, unde am făcut greșele, a identifica greșeli și a le recunoaște, nu este o rușine. A spune că ne dorim să ne corectăm, dar poate nu putem într-un anumit moment, iar nu este o rușine. Până la urmă, gradul de sinceritate contează foarte mult la acest sfârșit de an recunoștința față de toți oamenii care ne-au ajutat la un moment dat. Uh, am spus și de a trecută, uh, acum se fac niște asocieri între persoane între care există foarte multă compatibilitate. Este absolut imposibil să mai existe relaționare meschină sau chiar dacă există, este uh, foarte neplăcută, se vede. Uh -huh. uh, și uh, spuneam și chiar și ziua de uh, ultima zi din an, este o zi foarte puternică, ea vine cu un factor de noroc, putem să ne accesăm norocul pentru anul următor, în ultima zi din an. Cum facem asta? Gândindu-ne asupra zonelor unde am muncit foarte mult, unde suntem foarte buni, dându-le așa o atenție deosebită, ca și când intră în sala de clasă un profesor și îi spui, domn profesor, sunteți atât de... Uh, deștept, atât de bun, atât de un mentor extraordinar, vă mulțumim. Deci este ca o mulțumire pe care o adresăm acestui profesor Jupiter, pentru că el este factorul nostru de noroc și cea mai mare a Sistemului Solar și îi spunem în felul următor. Vorba vine, îi spunem energetic, transmitem. Acolo unde suntem buni, acolo unde am făcut cinste Universului, cum se spune, pentru că fiecare are o zonă unde a fost bun cu Universul, față de Univers, trebuie să încercăm să lucrăm mai mult, să colaborăm mai mult, pentru că sunt și persoane care se pierd pe drum Adică nu se ridică la adevărata lor valoare. Poate au profesii mult sub nivelul lor sau poate nu sunt pe profesia care li se potrivește, nu se pun în valoare sau nu ajută pentru că au intrat așa într-o zonă de umbră și uh, nu uh, susțin universul cu ceea ce pot să-l susțină. Deci trebuie să fim foarte agili, a nu se înțelege că trebuie să muncim în exces sau să ne obosim și să fructificăm aceste energii pentru că sfârșitul de an este foarte norocos, le poartă noroc celor care prind acest sfârșit de an cu vibrații crescute. Adică nu în depresie, nu în supărare, nu supărați pe viață, cum se spune, chiar dacă poți să ai motive să fii supărat. Despre creșterea vibrației, cred că ai vorbit de foarte multe ori, dar probabil că este cheia stării de bine, nu? Așa este, dar este un lucru la care trebuie să muncim aproape zilnic. Nu este ceva care se întâmplă peste noapte. Este un efort susținut pentru a reuși să ai permanent, să fii optimist. Optimist. Știți că sunt oameni care tot timpul zâmbesc. Nu e chiar ușor. Poate și unii care tot timpul bufnesc. Și sunt triști, sunt supărați, sunt agitați și agresivi nu este atât de ușor să atingi această stare de uh, optimism permanent. Și nu înseamnă că ești naiv sau că ești ignorant. Adică uh, oamenii uh, care nu au o vibrație așa înaltă cum, uh, cum ar merita poate, au vreo legătură să acceseze într-o manieră uh, bună zilele portale? Adică da, se sigur. pot profita de acele zile sigur, chiar dacă starea lor nu să e cea mai asta. bună? Tot, în primul rând, tot anul 2023 și 2024 și 2025 sunt ani portal până în 2026. De ce? Neptun se află pe ultimul grad din cercul zodiacal de 360 de grade. Deci se află chiar pe ultimele grade, mai exact gradul 29 pești, adică gradul 359. Și acela este în sine un grad portal, deci cu însăși planeta divinului, corespondentă divinității, pe ultimul grad din ciclul zodiacal, este clar că noi, indiferent de aspectele zilnice, suntem într-o perioadă portală în care se reglează karmă, trebuie să intrăm în legătură cu hologramele noastre din alte vieți, credem sau nu credem, se pare că este foarte logică această teorie a vieților succesive. Putem să înțelegem defecte pe care le-am avut altă dată, mai avem și zone în care ni se pare, unii spun domne sunt blestemă, nu e blestem. Este un fel de fatidic care spune așa până nu vei plăti sună urât, până nu vei simți și tu. Poate pe pielea ta ce l-ai făcut altora sau poate până nu se descarcă un anumit tip de karmă, nici astrologul, nici uh, nu este foarte greu să ieși din acea, ea este un fel de penitență. Și atunci acum, cu acest neptun, pe acest grad fatidic, îi spun eu, pe ultimul grad din 360 de grade, avem șansa. Să și plătim poliție din multe vieți. Unii chiar au fleșuri. Pur și simplu se vizualizează cum au arătat sau simt unde au trăit. în foarte multe reîntâlniri karmice în această perioadă, regăsiri karmice. Noi întotdeauna când auzim regăsire karmică ne gândim la regăsirea clasică, bărbat-femeie, sigur. Poate fi și așa, dar pot fi și regăsiri de prieteni sau Uh, mamă, copil, sunt, se nasc copii care au o legătură karmică cu mamele în această perioadă. Ne așteaptă un sfârșit de an de care trebuie să profităm cu tot ce ne poate dar el mult. mai bun și cu tot ce putem să descoperim în noi mai bun. Alina Bădic, mulțumesc mult! O bucurie mult. ca de Foarte obicei! Mălora. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Urmează politica zilei în câteva minute. Ne revedem mâine de la ora 12 la News4.